Doamna și domnule, bine m-am găsit. Acum m-am gândit, n-ar fi frumos să vă strig weekendul, dar nici n-ar fi frumos să vă bag manele, așa cum își doresc. Câțiva, nu mulți, care nu mai sună câteodată și mă înjură, bacă-s bonghenă, bacă-s nu știu de care, bacă-s chel, bacă-s ochelarist. Și m-am gândit că ar fi fain să discutăm, că tot e weekend, bă, despre o chestie care a explodat acum vreo 10 zile. În momentul un deștept. Și a început să scrie că se rup Ardealul din trupul sfânt al țării și sunt câțiva care iau cu roaba pământ și îl duc bala Budapesta, bala Viena, bala mama naibii. Și baiul nu-i că au scris. O grămadă de proști scriu prostii. O grămadă de deștepți scriu deșteptăciuni. Baiul că porcăriile astea l-au luat repede cineva în seamă. Și a început să facă scandal. În scandalul ăsta au găsit tot felul de entități pe care se le aduc în discuție. Una dintre ele este UDMR-ul. N-am mai povestit până acum despre UDMR. Povestim acum. Bine ați venit, Kelemen Hunor. Bine v-am găsit. Un alt ochelarist și chiar. Asta sună să reluăm. Bună ziua, Ioana Pot, Guten Tag. Cu asta enervez mereu. Reușesc mereu să-i enervez pe toți. Dintr-o dată, UDMR-ul intră într-o... Hai să folosesc limbajul ăsta de politică de Dâmbovița. Într-o combinație destul de spectaculoasă. S-a început cu ruperea Transilvaniei, cu dezmembrarea țării și să vezi cum facem. Articolul cu Cumpănașul, publicat într-un site de Trilei, dar care a venit perfect pe orizontul de așteptare, bănuiesc eu, negociat, cu câteva televiziuni care nu mai chef de anticorupție, de euroatlantism și de asta n-au chef. S-a dus în discuție UDMR-ul pentru niște panouri. Taxele ardelenilor să îmbogățească Ardealul și nu București. Eu cred că și un moldovean își dorește ca taxele moldovenilor să îmbogățească Moldova și nu București. Un bucureștean la rândul lui își dorește ca taxele Bucureștiului să îmbogățească Bucureștiul și nu Transilvania, Ardea, Dobrogea sau altele. De ce li se pare atât de antipatriotic să vorbești despre taxe și impozite? Eu asta nu înțeleg. E un subiect extrem de complex și, plecând de la întrebarea noastră, e antipatriotic să vorbești despre taxe în cazul în care vorbim noi de la UDMR. Când a vorbit Daniel Buda acum câțiva ani, nu era nimic antipatriotic, a vorbit corect, spunea același lucru și erau și sunt mulți politicieni români și mulți oameni de afaceri din Ardeal, din Banat, care spun același lucru. Când spunem noi, atunci imediat sar unii și alții. Dar indiferent ce am fi spus, indiferent ce spunem din 90 până în 2016, sunt perioade când maghiarii, UDMR, sau UDMR, nu neapărat maghiarii, sunt folosiți pentru, sau suntem folosiți pentru a speria lumea. În 90 a început, în martie, până în martie, până când a fost acel conflict urât la Târgu Mureș, și după aceea, înainte de fiecare an electoral, în timpul alegerilor, înainte de alegeri, în campania electorală, se aruncă câte o bombă, că vin ungurii, vine UDMR-ul, rupe Transilvania, duce nu știu unde, că vrem federalizarea României, că nu știu ce dorim, tot timpul asta rămâne speriatoare. Mie și indiferent ce am fi spus, acolo am fi ajuns. Fiindcă acest mesaj nu avea niciun conținut etnic. Noi am vorbit doar despre mai ales taxe, că era și în limba română. Și am vorbit despre descentralizarea fiscală. Am vorbit despre un principiu, acum sună urât în zilele astea, un principiu european, despre subsidiaritate. Și nu am spus că nu ar fi nevoie de o redistribuire, fiindcă, într-adevăr, sunt zone, sunt județe, sunt comunități care, din vari motive, n-au capacitatea de a produce bunăstare și au nevoie de redistribuire. Dar proporțiile, cât rămân pe plan local, cât se duc la guvernul central, fiindcă aici nu vorbim de bucureșteni, nu vorbim de oamenii simpli, vorbim de centralismul bucureștean. Deci câți bani rămân pe plan local și câți bani se duc acolo. Deci nu e normal ca un oraș sau un județ cum e Clujul, Timișoara, să stea la coadă tot timpul pentru investiții, pentru echilibrarea bugetelor locale, fiindcă aici iarăși e o chestiune și deschid o paranteză, e primul an după 90, când la rectificare, în august, nu s-a dat niciun leu pentru consiliile județene, dar niciun leu pentru echilibrarea bugetelor locale. Dacă rămân din taxe mai mulți bani, atunci, sigur, această reechilibrare, această echilibrare merge mult mai ușor.
Dar acum toată lumea așteaptă iarăși de la guvernul central, așa zisă pomana. Nu guvernul central produce banii. Sau o altă problemă. De ce trebuie firmele care au un... cifra de afaceri mare. O cifră de afacere peste un anumit nivel să cotizeze, la București și nu în județul în care se produce suma sau, mă rog, valoarea respectivă. Vorbim de Sibiu, vorbim de Cluj, dar vorbim și de Harghita și de Covasna. Fiindcă și acolo sunt mai puține, e adevărat. Dar sunt și acolo firme care depășesc cifra de afaceri stabilit prin act normativ și cotizează la București și după aceea stau cu mâna întinsă. Și care funcționar știe mai bine de ce au nevoie clujenii decât administrația de aici sau oamenii din Cluj? Deci noi vorbim despre acest lucru și iarăși se pune problema de ce UDMR vorbește despre așa ceva. Vorbesc și alții, doar când vorbim noi se aude mai puternic, fiindcă poate fi folosit, se vorbește românește cu accent maghiar, acest mesaj pentru alte scopuri. Și poate că pentru unii e important să găsească iarăși un motiv de a agita spiritele și putem bănui cine sunt și ce interes au. Eu am o nedumerire. De ce chestiunile astea nu se pot explica frumos în Parlament? Mă, băieți, voi ați luat prin ordine de ANAF primele două, cele mai mari 2500 de întreprinderi din țară, ca și din Megidia, și din Sighet, și din Vaslui, din Cluj, din Harghita, Covasna, Mureș, Lugoj, Craiova, și le-ați dus la București. Nu numai că le-ai dus la București, nu numai că tragi toate taxele către București, inclusiv angajații lor figurează ca angajați ai Bucureștiului. Dacă ne gândim că la Salina din Pride s-a făcut atâtica o scobeală de strand și ca să schimbe, să dea culoare la gard, trebuie să sune la București, la nu știu ce minister al industriilor, care direcția sării și a mamei naibii. Or, chestiunile astea țin de bunul simț al secolului 21, nu simt de etnie. Nu mă interesează că e român, că e ungur, că e agatârș. Pe mine mă interesează ca din banii mei să pot face două lucruri. Unu, să-mi rezolv oportunitățile, provocările, atitudinile cu propriile resurse. Doi, să-l ajut pe cel de la Vaslui, să zicem, că e printre cele mai sărace județe. Mă, băiete, ai de 10 ani, de 50 de ani, ai inundații. Păi nu se poate crea un fond de solidaritate interregională care să fie separat de bugetul central unde fiecare bagă mâna la partid și să știu că sigur peste un an sau peste doi la Vaslui vor fi niște diguri, nu doar pe hârtiile ministerului? De ce se rupe țara dacă faci o chestie ca asta? Nu se rupe nimic și mesajul nostru nu era un mesaj etnic și nu avea nicio conotație în acest sens, dar unii s-au folosit, se poate. Și aici trebuie să spunem că pentru funcționarea statului e nevoie să plătești anumite impozite, taxe. În mod evident. Și patriotismul începe, sau dacă vrei să fii un patriot credibil, totul începe să plătești taxele la zi. Când aud oameni care vorbesc despre patriotism, ne atacă și dacă te uiți puțin, vezi că n-au plătit taxele, au datorii unii chiar, sau, mă rog, instituțiile în care apar, au datorii uriașe la stat. Se poate discuta în Parlament. Noi când discutăm bugetul de stat, proiectul bugetului de stat, de fiecare dată propunem proporții diferite. Încercăm să reducem procentele care se duc spre București și să creștem procentele care rămân pe plan local. Și când vorbeam de codul fiscal, și când vorbim de alte legi, alte acte normative, propunem acest lucru. Au fost ani când am reușit să creștem un pic, dar în bugetul anului viitor s-a întors iarăși pe procentele, da, și pe care sumele. Care sunt argumentele lor de nu vor asta? Eu am o experiență într-un fel interesantă în administrația centrală. De foarte multe ori, mai ales când e vorba de autoritățile locale și de primării, cei din Ministerul de Finanțe și nu numai se uită la autoritățile locale ca la niște nepricepuți. Niște oameni care oricum nu se pricep, dai bani și ei cheltuiesc aiurea și atunci vor să meargă la ei, să ceară aprobare, să spună pentru ce vor, pentru ce trebuie bani. Deci este o mentalitate destul de... De stăpân. Stăpân, de faraon mic care stă pe o grămadă de bani sau, mă rog, o grămadă de bani. Și nu poate să dea în judecată, uite. Și vrea să decide el pentru podul din Cârța sau pentru podul care trece printr-un râu mic în Maramureș. Și el vrea să decide, nu vrea să decide primarul sau cei aleși. Dar vine primarul din Florești, de exemplu, comuna de lângă, cea mai mare din România,
40.000 de locuitori, și a anunțat clar, o să dau în judecată guvernul, pentru că am trimis 80 de milioane de euro și am primit 3 milioane de lei. Adică 700.000 de euro. Da, deci se poate sunt, halul ăsta. Una e solidaritate, alta nimeni e pomana. Nimeni nu spune să lași toți banii acolo unde se produc, fiindcă altfel toți funcționează statul. Dar care sunt proporțiile, care sunt procentele, care mentalitatea în spatele sistemului este lucrul cel mai important. Până când autoritățile locale, comunitățile locale sunt văzute ca niște posibili infractori și oricum nu se pricep la cheltuirea banilor, trebuie să vedem noi dacă au făcut sau nu au făcut bine, trebuie să vină la noi, eventual să deschidă ușa cu capul. Până atunci e greu să schimb această mentalitate. Când am încercat printr-un proiect extrem de... Cel de acum 4 ani. Da, descentralizarea. Și într-adevăr în Parlament au fost foarte mulți politicieni și altfel nu se putea dacă nu erau politicieni români din toate partidele sau aproape din toate partidele. Curtea Constituțională ne-a blocat și a spus că nu se poate. Ei spuneau că trebuia prima dată să cerem pentru fiecare segment, pentru fiecare sector, o hotărâre a consiliilor locale. În fiecare consiliu local, după aceea în Consiliul Județean, ceea ce ar bloca un astfel de proces, fiindcă găsești o autoritate locală care nu va da acceptul. Și eu cred că este exact situația când guvernul central sau când parlamentul trebuie să spună asta este calea de urmat, asta vrem să facem, asta este proiectul pentru următorii ani, descentralizare. Din păcate, acel proiect a murit la Curtea Constituțională, dar nu înseamnă că nu se poate relua în viitorul Parlament. Dar asta înseamnă o porcărie, cam bancuri. Dacă vrei să-l piși pe unul, îi spui... Îi dai ca subiect răscolat în 1970 și după zici, spune, bă, numele tuturor la care au murit în 1907. Adică nu mă poți obliga pe mine, când am o anumită strategie a statului român, de reînnoire, de modernizare, de eficientizare, până la urmă, și rentabilizare, tu nu mă poți obliga să cer părerea tuturor entităților, avem 3250 de entități, da, în jur de, din care mai puțin de 800 se autofinanțează. Păi dacă vrei să fii foarte patriot, ai lăsat exact pe cele care se finanțează. Și le spui, mă băieți, voi ați dovedit performanță. Așa cum a fost industria, așa cum a fost agricultura, așa cum a fost economia. Atunci, pune pe cei slabi în jurul unei entități puternice. Sigur că nu trebuie să faci 800 de Bucureșturi, cum sunt acum. Dar nici nu mergi pe centralismul ăsta democratic, care, apropo, vine, dragă tovarășul Ion Iliescu, de la Lenin, 1917. El a folosit prima dată sintagma asta și, practic, îți bagi joc de și de resurse. Pentru că dacă s-ar face un proiect național, mă băieți, trebuie să dați banii la București încă 5 ani. Dar de ce? Domnule, vreau ca Bucureștiul să devină a doua Viena, al doilea Washington, să facă o chestie senzațională din capitala țării. Aș spune, ok, pentru 5 ani ia impozitul și fă treabă. Dar când văd că în București se cumpără crizantemă, și aici citez Curtea de Conturi, la sectorul nu știu care 3 sau așa, cu 310 lei firul, 70 de euro nu există în lumea asta crizantemă. Când văd că nu știu care primăraș, tot de la sector, are 50 de milioane de euro datorie la stat, când îl văd caz unic, probabil, în tot ce înseamnă lumea asta politică, toată planeta, că fostul ministru de finanțe, PSD Teodorovici, a stat ministru de finanțe, el cu datorii de 700 ceva de milioane de lei vechi la stat, asta înseamnă sfidare deja. Nu mai înseamnă nici negociere, nici măcar Ceaușescu nu avea îndrăzneală să pună asemenea oameni. Acolo știai că dacă ești șef de promoție, te pune undeva directoraj într-o... De asta, cât era sistemul de imbecil, imbecil fiind și Ceaușescu. Acum, pur și simplu, este o sfidare. Alora care n-au văzut niciodată o librărie, trăiți domn Dragnea, pe dinăuntru. Asta e problema. Deci, asta e toată povestea. Nu era niciun mesaj etnic, era o chestie de bun simț, pe un principiu absolut sănătos. Era în limba română și sunt în limba română aceste afișe, fiindcă eu... Tot timpul noi, nu eu personal, am fost acuzați că ne preocupă doar soarta comunității maghiare. Nu este adevărat. Noi, chiar când vorbim despre proiecte, dincolo de aspectele specifice sau problemele specifice comunității maghiare, ne referim la toți cetățenii României, indiferent dacă vorbim de sănătate, agricultură, mediu sau de această dată de taxele, care ar trebui să rămână într-un procent mult mai mare pe plan local. Și da, vrem să comunicăm și cu românii, deci nu vrem să ne izolăm. Eu nu v-aș reproșa emicitatea, pentru că nu. Atâta vreme cât
Până când a stat ministrul al culturii, nu s-a interesat nimeni de Sarmise Getuza. Și atunci n-a știut să comunicați, din păcate, românilor. Dumneavoastră, personal, ați oprit lucrările de asfaltare, că vreau să fac o parcare peste Sarmise Getuza, peste bucăți din cetate. Și am scos acele plăci de betoane care erau puse pentru Ceaușescu și am întrebat al cui sunt plăcile. Și președintele Consiliului Județean zice, nu știu. Inventarul. Nimeni n-a știut. Am spus, hai să scoatem, că n-au ce căuta în situl arheologic. Da. Bun. Eu aș reproșa altceva. De ce trebuie să se vorbească despre asta numai odată la 4 ani în campanie electorală? Pentru că acum 4 ani am văzut acel proiect de descentralizare, în care inclusiv din loteria română erau bani care rămâneau în teritoriu, de peste tot. Că practic dacă eu consum mai multă benzină, să zicem, în Cluj sau în Vaslui, este normal că de acolo există TVA, există taxe, există o grămadă de chestii, mai lasăm și de acolo ceva. Un bun consumator, să înțeleagă lumea, înseamnă că produce bani pentru comunitatea lui, lasă și lui un pic. Dar astea apar din 4 în 4 ani. Eu aș fi vrut să vă văd bătându-se, totul de mereu și cu alte partide, 4 ani în continuu. Vreau 4 ani în continuu să văd chestiunile astea de pe afișe. Eu vreau să aud și după campanie electorală că taxele trebuie să rămână acolo unde se produc, în marea lor majoritate. Veți auzi de la noi. Am încercat în 2013 cu acel proiect de descentralizare. În fiecare an, când discutăm legea bugetului, încercăm și veți auzi și în continuare, fiindcă eu cred în acest principiu, noi credem în acest principiu și nu este împotriva nimănui. Nu este împotriva bucureștenilor, nu este împotriva regățenilor și nu este împotriva românilor. Dar economia vedeți, reală. Dacă noi spunem acest lucru, atunci imediat vine această explozie. Din partea unora sau altora nici nu mai contează, fiindcă ne cam obișnuit în 26 de ani să auzim din 4 în 4 ani că ungurii sunt dușmanii de serviciu. De serviciu a statului român. Nu sunt. Nu vrem să rupem nimic, nu vrem să ducem nimic nicăieri. De 100 de ani maghiarii în această țară produc valoare, plătesc taxele și au construit un viitor și așa vor să rămână, să construiască viitor și în continuare să creeze valori și să fie cetățeni de același rang. Dar de ce nu? Eu l-am văzut pe Attila Corodi la Antena 3. În stânga lui stătea Teodorovici, care are încă datorii imense la statul român. El nu-și plătește taxele, dar vorbește despre alții că vor ca taxele să rămână într-un loc. Și mă așteptam ca domnul Corodi să-i explice, mă băiatule, atâta vreme cât tu nu-ți plătești taxele, tu n-ai dreptul să vorbești. Una la mână. Doi. Și dau toți, acum deja, harta aia verde pe care o arăt eu de 5 ani la televizor, o arată în sfârșit și televiziunile de teleshopping din București, care mai dau și știri din când în când. Și dau alt mesaj. Uite, domnule, de fapt, nici nu produc ardeleni așa de mult, că săraci bucureșteni rămân doar cu 11 euro din 100. Ăilalți de la Constanța rămân cu 14. Ei nu mai zic nimic că Harghita, Covasna, Mureșu sunt pe plus bun, în condițiile în care toate firmele de peste 50 de milioane de euro cifră de afaceri sunt la București. Ori asta trebuie explicat. Băiete, tu normal că atâta vreme cât îți intră de la taxă auto până la taxă pe construcție, eu însumi am plătit taxă la Inspectoratul de Stat în Construcții, n-am putut plăti la Inspectorat, n-am putut plăti la Trezoreria Cluj și m-au trimis la poștă, prin mandat poștal, și ai trimis la Trezorerie Sector 5. De la bănci, de la sectorul IT, de la telefonie mobilă, tot. Deci, de la apele minerale, de la... Apele minerale nu mai vorbim. Dar trebuie explicat, da. Bucureștiul nu este un generator de profit, este un raportor de profit. Pentru că acolo, toată regia apelor și regia pădurilor, care nu funcționează neapărat în București decât ca ștampilă rotundă și ca mari funcții, nu produc nimic. Există în București o fabrică cu 1000 de lucrători? Probabil că da. Deci nu am o astfel de statistică. Nu vreau să spun că nu se produce. Sau în Constanța. În Constanța e Constanța portul care este, într-adevăr, și dacă bani rom gazul la Sibiu și toată lumea plătește gazul importantă la Sibiu. Și neintrarea noastră în Schengen într-o oarecare măsură se datorează intereselor unora să pună mâna pe portul Constanța sau să nu fie portul Constanța o intrare în spațiul Schengen în acest moment, fiindcă înseamnă o concurență foarte mare pentru Rotterdam, pentru... Adevărat, dar este și o evaziune fiscală imensă acolo. Da, acolo trebuie curățat, este foarte, foarte clar, dar e o altă speță, e o altă discuție, portul Constanța și chiar Bucureștiul.
Deci nu avem nimic împotriva bucureștenilor sau împotriva Bucureștiului. Eu vorbesc de mentalitatea guvernului sau acelui centralism care ne omoară, care ne duce acolo unde ne-a dus în 26 de ani. Bun, și atunci asta cum se rezolvă? Pentru că eu văd așa. Un bucureștean, fără să vrea, fără ca eu să vreau, se poate simți lezat când aude de Bucureștiul, Bucureștiul, Bucureștiul. El poate să-mi răspundă așa. Dom'le, dar în Bucureștiul ăsta vin și din Ardeal, și din Banat, și din Moldova, și din Bucovina, și de peste tot. Așa e, deci nu e vorba de bucureștean. Este vorba de sistem. De bucureștenism, dacă nu așa, putea să fie tecucism, albaiulism, e vorba de sistem. Eu nu înțeleg cum se poate rade acest sistem. Pentru că nu mai vorbim de reformarea lui. Nu mai poți reforma nimic. Eu cred că se poate. Dacă va fi o voință politică, atunci eu cred că în reforma administrativă care trebuie făcută în România, că stăm cu sistemul administrativ din 69 și nu s-a schimbat mare lucru, au fost divizate câteva comune în anii 90, deci eu cred că se poate printr-o reformă administrativă, dar această reformă trebuie să însemne o descentralizare reală, atât în ceea ce privește competențele, responsabilitățile, dar și resursele. Dacă nu dai resurse degeaba, dai școala degeaba, dai căminul cultural și tot ce înseamnă sistemul cultural la autoritățile locale, dacă nu lași acolo banii, dacă nu lași și resursele. Deci trebuie să meargă împreună sau paralel cele două chestiuni, responsabilități, competențe și banii. Dar eu n-am văzut până acum ceva să-mi dea speranță și să vă spun de ce. În primul rând, de câte ori s-a descentralizat ceva, s-au descentralizat responsabilități, s-au centralizat resurse. Adică ține școala, ține spitalul, ține aia, ține... Descurcă-te, banii sunt la mine. Unul la mână. Doi. Al doilea pas pe care l-au făcut în auzizie în descentralizare a fost să facă 7 sau 8 Bucureștiuri în țară. În sensul că cel de la Bihor, care putea să meargă să-și plătească taxa auto la Oradea, trebuia să vină la Cluj. Evident că ei au vorbit despre centralizare, centralizând regional. Și atunci ai făcut frustrările ăla de la Bihor. Nu-l mai înjură pe ăla de la minister, că îl înjură pe ăla de la Cluj, că e coadă la Cluj și nu găsești parcări. Ori asta mi se pare aberant. Ei nu înțeleg că pivotul regionalizării, descentralizării, cum vrem să-i zicem, este de fapt autonomia locală, nu ce gândesc ei. El nu se gândește că ștampila aia rotundă trebuie dată nu neapărat către regiune la chestiunea asta atât de mici de matricula mașina, ci direct acolo, la, nu știu, la Ștei, la Beiuș, ca să nu vorbesc de Oradea. Asta nu văd. Atâta vreme cât noi trăim într-o țară pentru cărei modernizare cotizăm în continuu și eu trebuie să mă duc la finanțe, plătesc online și trag la imprimantă să-i arăt că am plătit online și pune ștampilă. Să mă ierte Dumnezeu, asta nu-i mai țară, asta e conjunctură. Da. Și ghiță de la televizor. Sunt de acord. Deci, sunt mai optimist decât dumneavoastră. Eu sunt foarte optimist, de-aia nu plec. Și sunt convins că se poate face și se va face, dar trebuie să evităm să spunem... Cine să o facă? Sunt 8 regiuni de dezvoltare și orice reformă administrativă trebuie așezată pe aceste 8 regiuni de dezvoltare care au fost gândite prost. 8 regiuni de dezvoltare unde anumite microregiuni din acea regiune nu au nicio legătură. Să sunteți nord-vestean sau ardelean? Din ce punct de vedere? Nu știu, din punct de vedere al regiunii de dezvoltare. Din legea 151 pe 98? Da, eu sunt în centru, în regiunea centru. Centrist. Centrist, da. Nu sunt nici nord... No, eu vreau să fiu ardelean. Pentru că eu sunt ardelean de 1000 de ani. Din acest punct de vedere, eu cred că sunt cel puțin 2 tipuri de abordări și eu cred că se poate găsi o combinație. În primul rând, regiunile istorice și poți să construiești o descentralizare serioasă pe regiunile istorice, pe identitățile regionale, pe legăturile în interiorul regiunilor istorice, legături culturale, economice, sociale, de tot feluri, după care trebuie să mergi mai departe și trebuie să găsești acele regiuni mai mici care pot fi administrate eficient. Deci de la Oradea să nu vină la Cluj, sau de la Zalău, sau de la Maramureș să nu vină la Cluj pentru a rezolva o treabă, sau de la Cârța, de la mine din Harghita, să nu meargă la Alba Iulia. Fiindcă nu are nicio... Vă dau exemplu unui tip care a făcut pe fonduri europene pârtie de schi și care acum așteaptă pentru, ca să-și facă și pârtia de vară,
o aprobare de la Iscir București de un an și jumătate. Și am zis, omule, și ce faci? Păi dacă fac, mai am dau ăștia amendă de nebunesc. Și ai fost acolo, da. Și ce zic? Ridică din numeri. Și afacerea ta, afacerea mea, tot bag din ea, că nu poți să ții oamenii neplătiți. Și mai pui să radă iarba, să cânte la fluier la Miorița și să-și stă cu banii. Și atenție, nu este nici român, nici ungur, nici... Este un om de afaceri. Trebuie o presiune mai mare din partea autorităților locale, din partea comunităților locale și vine centenarul. Și este o ocazie foarte bună de a pune în discuție foarte, foarte multe aspecte care trebuie cumva discutate și rezolvate, fiindcă urmează o perioadă când poate cineva va avea 70%, cum a avut USL-ul și nu a reușit să folosească sau să facă nimic bun pentru țară. Dacă eu sunt supărat pe USR sau pe perioada aceea, exact motivul supărării mele e că n-au făcut ceea ce puteau să facă, reforme fiscale, administrative, nu mai contează în ce direcție. Cine să le facă? Dar aveau care o majoritate o carte de 20 de ani. Care nu se poate ajunge la care nu se poate ajunge foarte ușor. Poate că va avea cineva o majoritate după alegeri, o majoritate coerentă și cu un proiect coerent de a face câteva reforme extrem, extrem de necesare, atât în învățământ, în administrație, poate și în sănătate. Acum, dacă spun eu, iarăși se supără românii. În aproape 100 de ani nu am reușit împreună, că și noi trăim în această țară de 100 de ani sub această organizare statală. O autostradă care să lege Transilvania de Moldova sau Transilvania de Muntenia, de Oltenia, în 100 de ani. Acum 20 de ani, când m-am dus eu în București, sau 20 ceva de ani să încerc să fac politică, în 97, mă urcam în tren și în 6 ore eram în București. Acum fac 10 ore, 12 ore. Și îl întreb pe nașul, dar de ce stăm, de ce nu mergem, de ce această întârziere? Așa e modelul. Asta e răspunsul. Da, asta e modelul. Asta e modelul. Deci, din 97 până azi, am reușit să mărim timpul de deplasare spre București cu 4-5 ore pe calea ferată, nu să scurtăm. Deci, astea sunt întrebările care trebuie discutate, de ce am ajuns în această situație și cum putem depăși, cum putem face în așa fel încât cel puțin după centenarul să spunem că, doamne, totuși am lăsat ceva în urma noastră. Corect. Luăm un pic de publicitate și după vreau să povestim un pic despre regiunile astea, pentru că lumea, din păcate, nu poate afla de la televizor de cele mai multe ori despre ce se întâmplă în Franța, ce se întâmplă în Germania, ce se întâmplă în Italia. Nu? Află despre ce-o mai făcut nu știu care și-o bătut amanta gravidă pe canapeiul lui Capatos. Asta vreți? Asta aveți, tată. Hai de publicitate și apoi luăm. Am revenit. Aici e o discuție spurcată. Discuția spurcată, mi se pare, că există un segment în poporul ăsta care este mult, mult, mult deasupra segmentului mare din clasa politică. Eu nu mă aștept ca nu știu care și-a luat bacalaureatul la 50 de ani să înțeleagă ce e subsidiaritatea. Dar mă aștept, măcar să dea pe Google, mă mare de ce francezii au renunțat la cele 22 de regiuni și fac numai 13 acum. Oare noi n-ar trebui să renunțăm la 41 de județe, să facem, mai vorbesc de nomenclatură de unități teritoriale statistice. Nu-ți 1, uite, ai Transilvania, ai Moldova, ai Muntenia. Nu-ți 2, ai microregiunile. Du-te la NUS 3 și fă de acolo, într-adevăr, din tradiția acestei țări, înainte județele erau mai mici, fostele noastre comitate. De ce? Ca omul să poată merge cu căruța într-o zi în punctul cel mai depărtat al județului, să vină înapoi ca să mergea acolo și rezolva aptele la prefectură și venea înapoi. Acum le-am făcut fără nicio noimă. Practic, noi trăim în 2016, după legea 2 din 1968, al tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ori, cine să mă înțeleagă? Șeful celui mai mare partid din țara asta este condamnat la pușcărie, 2 ani cu suspendare, domnul Dragnea. Alinuța și-a luat o diplomă, Gorghiu, și-a luat o diplomă, o universitate privată, nu a demonstrat nimic.
în proiectele esențiale pentru țara asta. Eu nu mai văd în partidele foarte mari, cele care pot coaliza în jurul lor partide mai mici cu care să guverneze, oameni capabili să înțeleagă descentralizarea. Pur și simplu. Oameni care nu-și pun întrebarea, oare de ce în cele mai sărace județe se află cei mai bogați baroni? Luăm Teleormanul. Teleormanul dă 100 de euro la buget și primește 148,6. Luăm Vasluiu, 154. Astea mi-s cifrele, le am înscrise cu litere, cu slove de aur în capul meu. Pentru că în fiecare lună când mă duc să plătesc taxele, zic, una la prefectură, una acolo, una acolo, una acolo. Băi, ce bine că mi-a rămas 50 de bani în buzunar, mie, căluia care am lucrat. Ori chestiunea asta trebuie spuse. Dacă nu se poate cu vorbă bună, cu ce fel de vorbă se poate spune? Pentru că nu există alternativă. Și vom fi fentați cum am fost iar fentați. Care este proiectul într-o 100 de ani dus până la capăt? Și vi le spun. Dunăre-Siret, 1924 început. Nu-i gata să scoți Moldova din foame. Legătura feroviară între Transilvania și Muntenia prin pasul Buzăului a început în 1907. Nu-i gata. Nu mai vorbim de autostrăzi peste munți. Nici un proiect n-a fost dus la capăt în acești 100 de ani, în care am avut democrația așa cum a fost în interbelic, dictatura dobitocului de Ceaușescu și democrația tovarășului Ionilescu. Soluția care-i? Că întreb și eu, ca Lenin, ca aia soluția? Sigur, nu se poate găsi o soluție sau un miracol, nu se poate veni cu miracole. Eu cred că, până la urmă, prin provocare la dialog și prin provocarea fiecăruia de a căuta o soluție se poate merge. Această provocare trebuie să fie o provocare politică și o provocare în interiorul parlamentarismului. Deci eu o altă cale nu văd decât această... Altă cale decât democrația nu există. Democrație parlamentară. În mod evident. Nu se poate gândi și nu trebuie să ne gândim la altceva. În ceea ce privește clasa politică, poate eu cunosc un pic mai bine politicienii, nu numai de la televizor și din toate problemele care apar în jurul unuia sau altuia. Eu cred că în acest moment există sau ar exista o masă critică în Parlament pentru o descentralizare reală, la care trebuie adăugat în plus și descentralizarea resurselor financiare. Acolo văd o problemă, nu la competențe, nu la decizii, fiindcă am văzut în 2013, aici nu era o problemă, toată lumea a acceptat sau aproape toată lumea a mers în această direcție, dar la resurse financiare, într-adevăr, există o reticență în continuare. Dar de ce? Dacă sunt resursele lui Cutare, dați-l exemplu. Fiindcă nu au încredere în oamenii din provincie. Dar se foarte, foarte simplu. Am văzut, când e vorba de a vota bugetul, când e vorba de a pune niște bani pentru autoritățile locale, imediat trebuie să vină și trebuie să pună și un mecanism de control. Nu cumva să facă cineva vreo mină. Dar există mecanismul de control. Eu vorbeam de soluții tot în interiorul parlamentarismului. 1. Pentru corupție nu mai există pedepse cu suspendare. Nu este normal ca, acum am văzut, în Suceava, un polițist, 4 ani de pușcărie cu executare pentru 300 de euro mită, este știre de astăzi, în timp ce băieți care au stat cu milioane de euro șpăgi, au luat 1 an și 6 luni, 2 ani de zile, eventual cu executare și după 4 luni vin eu și râd în soare. Cel a doua. Care se atinge de banul public trebuie condamnat. Doi. Deci aici nu avem... Dacă eu îmi fac un SRL și îmi bag joc de banii din SRL, eu sunt condamnat pentru gestiune frauduloasă. Pune chestia asta în lege și atunci cel care vede că dispensarul se duce naibii, că îi se dărâmă școala, nu o să mai aibă îndrăzneala să facă nu știu câte fântâne arteziene cu stroboscop. Da, dar mai trebuie spus ceva. La noi, din păcate, legislația este în acest domeniu și nu numai destul de ambigu. Flexibil și ambigu. Deci se poate interpreta cum dorești tu. Fiindcă nu există o linie foarte clară unde se termină greșeala administrativă, pentru care plătești o amendă administrativă, și unde începe zona penală. Deci depinde de anumite interese și de anumite interpretare. Poți să greșești administrativ și imediat se asociază cu corupția. Sau poți să faci o faptă de corupție și se lasă intenționat în zona gri administrativă. Deci până când nu există o linie foarte clară, e greu să depășești această fază. Deci noi acest lucru vedem. Un primar care nu a decontat cheltuielile de benzină, 280 de lei, 300 de lei,
conform reglementărilor, intră în zona de corupție, care este o greșeală administrativă. Nici nu știu dacă a fost vina lui sau altcuiva. Dar este o greșeală administrativă și alții care, într-adevăr, s-a demonstrat că au furat din bani publici sume uriașe, primesc pedepse cu suspendare și așa mai departe. Deci, până când nu vom fi în stare să spunem că lupta împotriva corupției nu trebuie folosită niciodată împotriva adversarilor, nu trebuie să folosești în scopuri politice, nu sunt foarte convins că nu. Nu spun că asta este intenția, că asta se întâmplă permanent, dar nu pot să spun că nu s-a întâmplat sau că nu se poate întâmpla așa ceva. Nu discut de cazurile de corupție evidente. Da. Dar nu riscați totuși, pentru că sunteți deja de 26 de ani. UDMR este un partener al partidelor politice din România. Unii zic Partidul Balama, alții Jolly Joker, alții aplaudă, uite totuși dacă oamenii au păstrat o linie de verticalitate. Și acum, cred că riscați să intrați în perioada de uzură în care maghiari, nu știu dacă mulți, nu știu dacă puțini, vin și spun, doamne, băi, UDMR e un fel de PSD de limba maghiară, ăla zice un fel de PNL de limba maghiară, pentru că au... Deci deja vă identificați într-un fel sau altul cu Partid de București. Nu, deci cea mai mare problemă la noi nu de aici vine. În secuime, probabil și eu văd din sondaje, provin și eu din secuime, într-adevăr, de 26 de ani noi suntem la putere. În consiliile județene, în primării, cu mici excepții, noi am condus, noi conducem și chestia asta se asociază și se identifică cu puterea, cu partidul care este la putere și asta te uzează, fără doar și poate. În 26 de ani, noi am fost și la guvernare, am fost și în opoziție, am susținut și guverne în care nu ne-am implicat în executiv, în mod concret. Au fost foarte, foarte multe variante și a fost și o experiență, zic eu, nu prea fericită în 2014, când am spus că putem încerca, trebuie să încercăm o guvernare cu PSD-ul. Că până atunci noi nu am guvernat cu PSD-ul. Da, toată lumea spune că nu știu ce, dar nu, noi am guvernat ori cu Convenția Democratică, ori cu PNL-PD. Ori cu PDL, după aceea, deci cu în guvernele centru-dreapta. Și prima aventură, între ghilimele, am făcut în 2014 și după 8 luni de zile eu am plecat, mi-am dat demisia, fiindcă am simțit că nu se mai poate, nu exista încredere, fără încredere, nu numai într-un guvern, nici într-o relație de prietenie, nu se poate face nimic dacă nu există încredere. Am plecat și UDMR-ul în decembrie a părăsit guvernul condus de Victor Ponta în 2014. Deci a fost singurul an când noi am guvernat sau singura perioadă cu PSD-ul. Deci am fost și în opoziție și la guvernare. Chestia asta te uzează, mai ales dacă permanent ești considerat sau unii te consideră și creează această imagine de partid care decide sau se pune într-un banc de ce se organizează alegerile ca să se află cu cine guvernează UDMR-ul. Dar nu este chiar așa. Chiar e extrem de greu la 5,5, la 6, la 6,5% să mai adaugi 40 și ceva la sută dacă vrei să treci o lege, dacă vrei să ai un rezultat în Parlament în domeniul legislativ. Nu este foarte simplu. Chestia asta necesită o altă abordare decât în cazul partidelor românești. Eu trebuie să fiu foarte atent ce îmi permit. Fiindcă eu nu pot să pierd 50.000 de voturi sau 20.000 de voturi. Un partid mare pierde 100.000 de voturi, nu e nicio problemă. De la 30 poate să ajungă la 40, la 45, la 50, coboară la 25, dar nu pierde electoratul. Eu, în acest moment, UDMR-ul, nu eu personal, trebuie să fim extrem de atenți cum gestionăm toate proiectele Comității Maghiare și cum ne raportăm la toate proiectele societății românești din punct de vedere politic, bineînțeles, fiindcă noi nu putem să creștem la 30%, să vezi de unde coborâm. Dar avem unde să coborâm, da. Dar vedeți, eu văd
comunitatea maghiară, sincer, o văd cu prieteni, deci nu toată ziua, nu în sondaje sau asta, și pe Facebook. Care și acolo sunt 10.000 de mini-partide și de mini-partide. Oamenii încep să meargă unii către alții. Români către maghiari, regățeni către ardeleni, moldoveni către... Începem să vorbim despre o societate cât de cât normală. Sigur, cu excepțiile numite, nu mai știu ce partiduleți făcut acum cu sprijinul lui Victor Ponta și alte, vorbim de ăia, urmașii pe unele reuni. Chestiunile astea încet, încet trebuie să dispară, pentru că din discuții, din povești, lumea nu are nevoie de eșafodă. Deci, domnul, aspirațiile mele sunt să-mi intre copilul la facultate, cred că nu are decât 13 ani acum, să pot să-mi schimb mașina din 5 în 5 ani, să o duc în serviciu liniștit ca să am așa, să pot să trăiesc normal. Vorbeam la un moment dat de tihna de a fi român, tihna de a fi european. Bă, dacă îi vezi pe alalți, și ai alți probleme. Și lor li se pare că e foarte scump curentul, în Franța sau în Germania sau peste tot. Toată lumea ar vrea să fie gratis. Dar există un parcurs normal, fără agitația asta de shaker. De câte ori vine campania electorală, ai impresia că vine un ospătar uriaș de pe Marte, ne ia pe toți și ne face cocktail și după a ne varsă cu gheață, n-am mă bea. Ori, chestiunea asta trebuie să dispară. Ai nevoie de o altă liniște, de un alt fundament care deja trebuie să fie cultural. Avem deja mașini, avem și brânză de Franța, avem și carne din Ungaria și cartofi din Chile. Ok, tată, acum vreau să trăiesc liniștit. Ori chestiunea asta se face prin... Eu vă spun două chestiuni, ceea ce mi se pare importante. În 100 de ani, România niciodată nu a traversat 26 de ani democrație parlamentară fără întrerupere. În viața unui om, 26 de ani e enorm de mult. Noi când ne-am cunoscut acum? Aproape 30 de ani la Napoca Universitară. Și uite cum au trecut anii. Dar pentru o societate, 26 de ani nu înseamnă mare lucru. Nu înseamnă o perioadă în care o mentalitate la nivelul societății se schimbă, că niște valori se sudează așa cum trebuie. Din 1918 am avut 20 și ceva de ani până la dictatura regală cu 41 de guverne. Apoi a venit al doilea război mondial, apoi dictatura comunistă și uite așa am ajuns în 2016 cu 26 de ani de democrație sau așa zisă democrație. Original. E foarte puțin. Și acum mă întorc la ceea ce ziceați mai înainte. E primul an când au venit români către noi să candideze pe listele noastre, români cunoscuți, așa, cu Sebastian Bodu. Sebastian Bodu, au fost și alții în Brăila, un chirurg extrem de apreciat, o economistă, și ei au considerat că UDMR-ul este o formațiune politică serioasă, credibilă, și ei au zis, doamne, dacă venim către voi, avem ușile deschise. Și noi am spus, da. Poate am început foarte târziu aceste discuții și nu am reușit să finalizăm, dar e un semn extrem de bun. Este un semnal extrem. Foarte mulți români votau cu dumneavoastră. Am întrebat da, pe sau Kovac, Peter da, Eckstein, da. Că era feblețea tuturor gazetarilor români în Cluj. Asta nu înseamnă că se și pune ștampila pe persoanele. În București, acum era, mi se pare, Pădurariu, de la Adevărul, care zicea, nu este niciun secret că din 90 tot votez cu UDMR, omul român, bucureștean, că vedea în UDMR un alt ștaif. Aveați chestiunea internă, domnule, nu poți fi primar fără studii superioare, erau niște chestii de selecție, dar deja trebuie pasul următor. Pasul următor, din păcate, vine într-o perioadă în care, e ca la fetele de măritat, televiziunile-s luate, radiourile-s luate, ziarele-s luate, da. Mai trebuie să găsești o bașaldă, un pic mai șchioapă și un pic mai chioară, și aia trebuie repede făcut vehicul de comunicare. Pentru că este inuman ce se întâmplă. La nivel de comunicare publică, acum, în presa din România, suntem sub Venezuela. Inclusiv noi presa. Dacă spune cineva că omul politic este vinovat, în general, pentru situația României, s-o pune acolo și pe toarșa presă. Pentru că de la infractoarea MOV până la canapeiul, nu știu care, de la miezul nopții, noi n-am evoluat deloc. Sunt de acord că problemele, din acest punct de vedere, și responsabilitățile se împart. Aveam o discuție la un moment dat, cred că Institutul Republican din Statele Unite a organizat o dezbatere
la începutul lunii septembrie, unde am spus în ceea ce cred, clasa politică nu este o clasă politică trimisă de pe Marte. Deci este oglinda fidelă a societății. Nu poți să spui că există o societate bună, foarte apropiată de rai, și există o clasă politică diabolică. Acea societate foarte apropiată de rai produce din 4 în 4 ani o clasă politică extrem de urâtă, care pute tot timpul și care face doar tâmpenii. Deci nu există o logică dacă ne gândim la o astfel de construcție. Nu. Clasa politică, pentru acea perioadă sau în acel moment, nu face altceva decât reflectă cum arată societatea noastră, societatea din România. Pe de-o parte. Cu bune și cu rele. Pe de-o parte. Că sunt mulți care rămân acasă, că nu se duc la vot. E o altă discuție. Dar lumea are pentru ce se meargă la vot. Eu zic că da, tot timpul are. Să vă zic, problema mea. Problema mea nu este că poporul nu știe ce să aleagă sau că partidele nu știu ce să voteze. Unde roata asta dințată care ziua și roata dințată a parlamentarismului, unde se rupe și nu pot face un mecanism, este la sistemul de selecție al partidului când este vorba să pună candidați. Ce-a făcut domnul Dragnea? A scos un candidat cu probleme penale din Gorj și a băgat doi. Ponta și cu încă unul. La PNL, la fel, scoatem unul și băgăm pe fica lui nu știu care de la Brașov, care e fica lui tată sau și nu știu unde. Ori, dar nu trebuie problema să votați PSD-ul sau PNL. Nu, eu zic. În mod evident. Eu cu ăștia nu votez. Eu am o problemă, problemă mare cu ei. Ori, acolo la autoselecție, acolo e problema. Ori asta se poate rezolva foarte ușor. A avut un coleg de gazetar, Victor Lungul, l-am auzit prima dată ideea, din Cluj, și a zis, bă, oare n-ar fi mai sănătos ca partidele, înainte cu un an, să prezinte lista celor care se califică pentru a fi aleși deputați sau senatori? Nu neapărat pe locul 1 ăla, pe locul 2. Dom'le, câți vrei? Uite, lista de 15. Acești oameni sunt în calculul partidului, înainte cu un an, pentru poziția de senator. Se poate face acest mecanism de preselecție, prealegere. Noi am organizat de câteva ori, organizăm și acum în câteva zone. Eu însumi așa am intrat în 2000 în politică, am participat la prealegeri și am prins ultimul loc în Arghita. Atunci am avut 5 deputați din Arghita ultima dată, după care am rămas cu 4 din 2004. Dar este într-adevăr o modalitate foarte democratică, necesită un efort destul de mare, doar că ar trebui să organizăm un pic mai repede, nu cu 2 luni înainte de alegerile parlamentare. Trebuie o perioadă mai mare, fiindcă eu asta am văzut. Dacă duci prealegerile foarte aproape, asta este experiența mea, foarte aproape de alegerile parlamentare, unii vor reuși, alții nu vor reuși și cei care nu reușesc și n-au timp de a digera ceea ce s-a întâmplat, s-ar putea să producă niște surprize. Am avut și noi astfel de situații, s-au dus în altă parte, supărați că n-au ieșit ei, s-au supărat pe popor, pe alegători, dar eu cred că ar fi o modalitate extrem, extrem de bună. Noi am făcut, vom mai face și în continuare. În 2016, la noi cam 55% din echipa parlamentară se schimbă. Ceea ce e bine, dar în politică ai nevoie și de experiență. Nu poți să iei din 4 în 4 ani de la capăt. E responsabilitatea fiecăruia cum gestionează. N-ai cum, dar s-au lansat și la UDMR câteva legende. Exact cum este legenda lui Videanu care pune borduri, legenda lui nu știu care face nu știu ce, legenda lui Drujba lui Dumnezeu, Vereștoi. Sunt legende care intră... E o legendă urbană, nu poți să faci aproape nimic. Vereștoi de 25 de ani nu se ocupă nici de păduri, nici de cherestea, nici de lemn, de nimic. Dar această legendă urbană s-a lipit de el și cred că cu această legendă va trăi cât va trăi în politică și după aceea și în afara politicii. Dar râdeau cei din Aghita Covanda și ziceau, bă, numai de păduri nu s-a ocupat ăsta. Da, deci de la alcool până la bonuri de masă cu orice, dar cu păduri niciodată. Și uite, s-a lipit de el această etichetă. Ok, și nu...
Eu totdeauna m-am întrebat, mai avem numai vreo 3 minute, dar nu să vă întreb chestia asta. Cel care mi-a tencuit mie casa, s-a întors din Spania, are mașină de tencuit foarte serios, de luni până vineri trage 12 ore pe zi și câștigă în jur de 2.000-2.500 de euro pe lună. Ăștia sunt banii cu care merge la casă în fiecare lună, omul este cu PPFA sau ce are, sau firmă, ei nu mai lucrează. Foarte serios. Și îmi zicea într-o zi, mă, cum oare merg ăștia în Parlament 4 zile departe de casă? Eu măcar mă duc și mă culc lângă nevastă mea și mănânc cu fiica mea și cu copilul la masă. Și ăștia merg 4 zile la București pentru jumătate cât câștig eu. Păi da, asta e salariul unui deputat. 1.200-1.100, da. Da. Și zicea, tu îți dai seama că ajunsese la concluzia asta. Ăștia numai pentru indemnizația aia numertată, că ăștia mai au încă 10.000 de afaceri în spate. Nu au toți, domnul Kerman. Deci cine eu vă dau un exemplu de la noi, un exemplu mai vechi. A stat 8 ani de zile în Parlament, cu toate incompatibilitățile, nu avea voie să facă nimic în sensul ăsta, a fost profesor și acum este profesor, dar în, profesor în sistemul preuniversitar, nu în sistemul universitar, a renunțat la catedră, nu și-a dat examenul ăla care trebuie pentru definitivat și când și-a terminat deputăția după 8 ani de zile, n-avea unde să se întoarcă. S-a făcut șef de cabinet la viitorul deputat 3 ani de zile până când a dat examen, până când a reușit să prindă un post la o catedră în Bihor, până când și-a dat definitivatul. Deci, la un moment dat trebuie să pui și această întrebare. Bun, dar ce facem în această situație? Că nu toți sunt avocați, nu toți sunt afaceriști în Parlament. Nu toți există și nuanțe, nu sunt toți negri. Da, dar vedeți că oamenii care nu sunt toți așa, ei nu apar aproape niciodată la televizor. Pentru că partidul de obicei nu ține seama decât dacă pui borduri în București din 6 în 6, nu-ți trăiești domnul Videanu, dacă ești, ai casa pe două străzi, ce mai face domnul Dragnea, tot oamenii ăștia reușesc ca să dea parcursul public și al imaginii, facă imaginea parlamentarismului. Da, da. Eu la asta mă refer. Nu la faptul că toată lumea este verde sau toată lumea este lilo în Parlament. Ci că cei pe care îi suspectez de multe păcate apar mereu ca pivot de comunicare a ce? A strategiilor și a legilor care vin de acolo să-mi spună mie ce să fac. Da, corect. E o greșeală, e o problemă serioasă. Ok. Eu vă mulțumesc tare mult. Colegii deja spun că musai să ieșim. Îmi pare că emisiunea asta nu e în direct, ca să avem și telefon în direct, înregistrată, că așa cum aveți weekend, și eu trebuie să am weekend. Tovarăș, v-am pupat. Doi chelioși vă salută. Mulțumim fain. Chiesa nu se pentru